Salutare lume și bine m-am regăsit la un nou episod dintr-un nou joc, dintr-o nouă serie. Bine, jocul nu este atât de nou, dar este un joc absolut genial din care nu m-am putut opri juca în ultimele zile. Știu că n-am mai filmat, dar am avut probleme foarte, foarte mari cu calculatorul. Chiar n-aveți habar ce probleme grave am avut. Hai să dăm story mode să începem, pentru că am dat o nouă salvare ca să putem juca, să pot juca alături de voi. Ok, frate meu. Deci, mai degrabă cred că aș vrea să ascultați chestiile astea, deci cred că vă zic după care este faza, dar nu uitați să puneți un like pentru o nouă serie, I don't know, dacă nu mai apăsește nimic la calculatorul meu, o terminăm, promit. Promit, aveți cuvântul meu, dacă nu mai apăsește nimic la calculatorul, continuăm seria. Asta e povestea jocului. Eu nu l-am terminat nici acum. Gods in games, nameless streets, there would be... old forgotten. Bun, putem să dăm skip. Este povestea cu Sauron și cu toată chestia din Lord of the Rings, dacă nu știți. Bum. Ok. Deci hai să vă explic. Eu sunt asul ăsta deocamdată, da? Deci asta este faza. Stați o secundă, stați o secundă, că mi-e să nu opțiuni dacă se poate. La sound. Chiar aș vrea mai încet, uite așa, du-te ușor spre mai încet, că... Oh, stai că nu cred că am dat mai încet, așa? Sound, da. Yes. Deci trebuie doar să-l blochez deocamdată. Deci ăsta este Fimiu, eu sunt Talion. Este o poveste destul de lungă și pe care o să vă explic eu mai degrabă. Dar chiar aș vrea să putem continua seria asta, pentru că mie personal îmi place foarte mult jocul, joc foarte mult, nu știu câte ori am acum în el pe Steam, da, am destul de mult oricum. Este un joc single player, dar o să apară și unul online curând și m-am gândit că poate îl jucăm pe ăsta și poate cine știe și terminăm, adică... Voi încerca să fac episoadele cât mai lungi, ca să aveți la ce să vă uitați, poate vă place. Chiar sper să vă placă, aia trebuie să și atac. Cum mă să-l atac pe Fimiu, ce joc nebun. Nu eram atent. Wow. Aici nu mai știu ce este cu chestia asta. Astea, el avea vedenii. Faza era că eu, Talion, sau eu sunt tipul ăsta pe care îl cheamă Talion, aveam vedenii. Bine că mai pare că se joacă cu puțin de Counter-Strike. Deci eu aveam vedenii, înțelegeți? Tip Talion avea vedenii. Și vedea tot felul de chestii. Dar să vezi că animațiile de bătaie ale jocului sunt absolut geniale. Hai mă, ia-l. Nu știu de ce m-a pus să fac asta. Acum am pe să fac un tutorial. Eu, doar ca să știți, știu să mă bat foarte bine. Bă, mi l-a lovit pe femeie, nebun. Mamă, dar n-am foarte multe abilități pe care eu le știu. Că am mai jucat, v-am zis. Acum practic am reînceput pe o nouă salvare. Și oarecum eu știu foarte bine să mă bat și astea. Bine, nu-s perfect, dar încerc. Mai sunt, mă, mulți de ăștia. De ce aș vrea să le dau grab and throw? Eu vreau să-i omor, mă, pe toți. Ia vine, mă, frate. Launch deep and cut deeper. Este un sfat foarte bun pe care îl poți ține minte. Bravo, mă, frate. Ăsta, Fimiu. Fimiu, că e Fimiu ăsta, nu-i frate meu. Bun, dar din păcate știu ce urmează. Ăștia sunt Urux. Mai puternici decât orcii. Cu cine ne batem noi? Da. Ok, asta e faza cu vedenile mele. Ce? Ok, deci asta e faza cu vedenile mele, vedeți? Asta este nevasta mea, practic, și ea este moartă în momentul ăsta. Este un joc foarte cu o poveste genială și Talion care vrea răzbunare și salveze toată lumea și oh my gosh. Asta e nevasta mea din joc. N-am nevastă în realitate.
Acum s-a amintit. Foarte frumoase, ce ai drept. Îmi amintesc de amintiri. Îmi amintesc de amintirile astea. Dar mi-mi place că tot timpul stau cu astea. Winds and waters. Pot să mă duc stealth. Îi voi oferi un sărut stealth. Happy anniversary, my love. Alien, this is beautiful. Mamă, ce geniale sunt momentele astea. I still have a few friends left in Gondor. Și făcut exact ca un film, asta îmi place. Yes, I did. E un joc bun, rău. Everything has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. The High will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But soon. Trebuie să pleci. Vă zic eu de ce. Adică o să vedeți ce pana mea. Da, amintiri. Mă rog, nu știu, vedenii, pana mea, nu știu ce s-a stea. Nu știu, adică, nu. Știu ce sunt astea, au legătură cu ochiul Sauron. Asta știu zile că au legătură cu ochiul Sauron, chestiile astea. Don't move. I'll clear a path. Stealth is my only advantage. Bun. Bun. Uite, pe tu, ăla-i tati, bun. Și pe ultimul trebuie să-l omorăm. Noroc că știu să-i omor repede și nu stau la taclale. Și din păcate a fost prinsă. Ranger, mamă ce gura are ăsta. Dar pe ăsta nu-l știu, mamă ce nașpa. Black Hand e șeful pe ăla. Și știți care e faza? Mamă. Mamă, cât a bucata. Să-ți dea aia peste cap. Da. Bine, ei îl băteau pe el, am înțeles. Dar ce aveau cu copilul lui? Și cu nevastă sa, adică dacă vă uitați, aia doi care sunt acolo prizonieri, sunt copilul și nevastă. Asta e băiatul lui, frate. Doamne, dai seama să-ți vezi fiul omorât în fața ta? Bine că nu arată toată scena grafică, asta e ok. Wow. Pe mine nu poate să mă omoare. Ba da, what the fuck, mă omoră? De nu știu de ce te-am supraviețuit, o să vedeți care-i faza. Nu mai știu exact care e faza cu viziunea asta. Bine, deocamdată sunt cutscene-uri, dar foarte mult din joc nu o să fie cutscene-uri deloc. Deci nu o să fie cutscene-uri deloc după ce se termină începutul. Uite, asta este Bright Master. Adică stăpânul luminat. E foarte tare tipul ăsta. Eu practic sunt ăsta. Eu acum sunt încarnarea lui Bright Master. Now, do you believe me, Ranger? What has happened to me? De fapt, nu mai știu bine, dar vreau să văd. From death. Ah. Cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. Sunt prins între lumină și între lumea luminii și al lumea întunericului. Și n-am cum să mor eu. Then how do we break this curse? Sunt bestemat să nu pot muri. The Black Hand of Sauron. Fix Black Hand ăla de care este șeful lor, el este cel care mi-a pus mie blestemul. Este incredibil. Degezuri, flarea dacă eu lei de gheara că-și face un arma fi la fel. N-are nicio treabă asta, da? Middle Earth Shadow of Mordor. Ok, we're gonna skip.
Bine, aici te învață, nu știu, bine, dacă nu cred că mă mai învață. Cred că acum chiar începem în sfârșit bătălie și toate chestia astea, pentru că asta și vreau. Deci, din păcate, cu familia mea în joc e mort. Ceea ce îmi pare rău pentru Talion, săracu, pentru că este un om genial, o să vedeți, care ajută enorm de mulți oameni. Dar eu sunt blestemat, deci mă uit acolo, eu sunt blestemat, eu nu pot muri, asta e faza. Uite, asta e un turn de control, turnurile astea, asta e harta, mă rog, pe care le vedeți voi, eu mă pot duce, doar eu le văd, asta e ideea. Hop, frumos. We missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Hai, boss, ia. Ia bateți-vă, mă, cu mine. Ia ghiciți ce putere am eu. Ah, nu mai am elf-shot-uri. Bun. Nu-i problemă, îi dau de asta așa. Da, mor, mă, odată și lasă-ne. O să vezi că avem extrem de multe puteri geniale. O să ne putem face armata de orici. Fost foarte, foarte genial jocul. Vedeți-o pe mine. Băi, tu altcum, mamă, uite-l, mă. Băi, tu nu știi cu cine te bați, boss. Bine, deocamdată nici măcar nu-mi știam toate puterile, adică ca să ne înțelegem. Tipul ăsta știe foarte multe Blightmaster. Și el, practic, mă ghidează pe mine prin lumea asta. Trebuie să-l interoghez pe ăsta. Și practic când eu interoghez, de fapt tipul ăsta interoghează, the Bride Master. Bun. Ăsta este Gimub the Slaver. Noi trebuie să mergem acum la asta. Deci, noi practic avem aici chestia asta, vedeți? Iar aici sunt toți capitanii, toți și toată armata de șmecheri, cum ar veni. Noi pe aia pe toți trebuie să-i omorăm și sunt extrem de mulți. Iar eu cum omor unul, unul devine mai puternic, tot așa. Și eu practic câștig putere când îi omor pe ăștia. Și ca să omor unul, trebuie să faci niște misiuni. Chestia aia ce-o văd eu aici e cumva monstru la gigant, da, e un monstru gigant, bun. Deci eu, ca să ne înțelegem, trebuie să merg acolo, ok? Hai să vedem. Stai, să-ți dau puțin mai tare jocul, că totuși este, nu, un pic mai încet, e prea încet, știi? Cam așa, back, boom, boom. Bun, hai să vedem, să se audă ok, da, se audă ok. Nu știu cum o să se audă în timpul bătăliilor. Dar spui să se audă ok, cred că e ok cum l-am setat și cum am făcut totul acum. Dar să nu fiu văzut de orice ăștia că mă rup ăștia dacă... Adică de fapt acum îi bat, că știu să mă bat, dar n-am multe puteri pe care le aveam pe salvarea mea normală pe care joc eu când mă distrez doar. Aulu, ce faci? Hai mă, lăsați-mă că n-am chef de voi. Le alergăm mai încet. Bun, deci ăla e meterul, vedeți, când e cu galben înseamnă că ne simt și când e cu roșu înseamnă că ne-au văzut. Și dacă ne-au văzut, începe bătălia, n-ai de ales. Bun, deci hai să vedem. Nici nu mai știu cum e prima misiune. Bine, e un joc free roam, deci noi nu suntem obligați să facem misiunile. Mamă, a, îl știu pe tipul ăsta, e prieten cu mine. E și el bătăuș. A creat o distracție, o distracție. Ok, deci eu mă pot transforma în asta când vreau. Bam. Wraith World, vedeți? Uite-l. Ok. Doamne, cât de ușor scoteam tot afară dacă aveam toate puterile mele. Da, ok, eu pot și așa ușor. Sorry, bro. Trebuie să te omor. Mamă, dar să primești un cuțit de la în burtă.
Cum fac acum, stați? Aia, trebuie pur și simplu să-l bat pe ăla. A, trebuie să-i omor arcașii înainte. Uite încă unul acolo. Uite încă unul aici sus. Trebuie să-i omor toți arcașii întâi. Cei drept arcașii, da, te rup. Dar trebuie să nu fii auzit când îi omori, ești obligat. Că dacă ești auzit, mori. Adică te atacă ăștia și ies în așpa. Papa și tu. Easy, man. Papa și tu. Mai țin minte de câte ori am murit la prima misiune. Uite și pe ăla. Ok, bun. Ești tot răcat și sunt papa. Acum, de fapt era un bonus, cred că putem să-l omorăm și fără. Hai să vedem dacă... Ok. Deci e foarte ușor de bătut ăsta. Mulți dintre capitanii bați foarte greu, pentru că, de exemplu, uite, nu pot, pe unii nu pot să sar, pe unii, în unii nu pot să tragi cu arcul, nu știu ce știi. Și pe foarte mulți e foarte greu să-i bați. Ăștia micii sunt, vai, viața lor. Eu nu știu ce crede ei că fac. Hotărâți-vă, un copil. Eu te să-l omor. Deci nu trebuie să-l interoghez sau ceva, adică să-l țin în viață. Și este extrem de easy să-l omor, iar după ce l-am omorât pe ăsta, practic o să fugă toți, ca așa sunt ăștia niște lași. Ah, ok. Bă, dar plecați de aici. De ce fugi, mă, nenorocitule? Ok, bun. Am scăpat lumea de primul de ăsta. Acum tot ce omor, practic, e că vreau eu, că ăștia nu mai atacă. Bun, și am făcut rost de 3 putere. Am luat de aici o rună, parcă nu mai știu ce s-a astea. Da, runele. O să-mi pun o rună aici pe sabie, că am niște rune. Brutalize, ok. Ground execution, deal extra damage, așa. Recover, focus, nu știu ce. Hai bă, cu asta că-mi place. Bun, deci în rest nu mă interesează. Ok. Hai să vedem ce se întâmplă. Mamă, ce brațe are Talion. Frumoase brățuce. Deja filmăm de 17 minute, what the fuck. Bro, ceacio! N-ai murit, bossule, nu? I take it you did not come here to arrest me for treason, Captain. You and I are all that remains of that garrison, Hugo. Then why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Sauron. More like ran away from him. You know this man. Of course. You're staring at him. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. Deci să mergem cu tipul ăsta dacă am dat-o. Nu mai știu dacă mă-l cheam. I'll be there, hai. Bun, nu știu de ce mă pune pe mine să mă duc până acolo, n-are sens, da, mă pune pe mine să mă duc, parcă. Sau? Ia, deci avem asta. Nu, asta. Deci nu știu să mă duc. Nici acolo. Eu trebuie să mă duc ca să continui misiunile, dar nu știu unde. Stai, cred că trebuie să-mi apară. Ok, îmi dă poze, nu știu ce, nu asta mă interesează din nou. Ah, acolo, bun. Deci eu ca să continui misiunea jocului trebuie să fac așa. Că, de exemplu, pot să mă duc să mă bat și pot să fac ce vreau eu în jocul ăsta. Asta e foarte șmecher. Hai să-i batem repede și pe ăștia. Că sunt extrem de ușor de bătut. Potolește-te, boss. Boss, n-ai șanse. Eu zic. Bun. Ok, hai să ne... Deci n-aveți idei câte putere aveam. Deci eu acum, uite, dacă fac asta, cu puterile mele puteam să alerg extrem de repede. Foarte multe chestii poți să faci în jocul ăsta. Este genial, o să vedeți. Bine, dar mult mai încolo. Mai avem de așteptat. Deocamdată nu. Deocamdată e destul de basic. Pur și simplu ne batem cu sabia, cu ce... Cum, practic, cum se bate el, știi? Ce arte marțiale știe el. După avem și puteri șmechere cu care îi facem praf pe ăștia. Bun, dar să merg pe stealth pe aici, să nu fiu auzit, de fapt. Știi ce cred că dacă sari, ok. Bă, da, e ok. Cred să ajung acolo. Deci oricum trebuie să traversez pe undeva și nu prea am pe unde să traversez. Iar pe podul ăla nu iau sub nicio formă, pentru că acolo sunt foarte mulți uruks. Deci o să intrăm.
Hai să deblocăm o abilitate. Da, avem două din astea de deblocat abilități. Deci, hai să ne luăm Karagor Hunter-ul, genial. Poți devii Karagor. Oh, poți devii Karagor. Poți să călărești Karagor, cred, sau nu. Ah, Raid Karagor, ăsta. Da, dar doar într-un singur fel. Grog Hunter? To mount and ride stunned grogs. Băi, e nebun. Sneak up behind under. Ok, și asta Shadow Mount. Ah, da, o am pe asta. Bun, și hai să mai luăm un when you hit. Ăsta ne trebuie, bun. Acum o să avem o putere genială, credeți-mă pe mine, o să vedeți. Gen, în timp ce mă bat, mi se încarcă, cum ar veni, sabia. Și dau pe F, care este last hit-ul. Și pur și simplu eu moară pe ăștia niște animații geniale. Ok, nu ai timpul să mă suni acum. Bun. Hai să vedem. Cred că asta e ultima misiune pe care o facem în episodul acesta. Da, știu. Asta e un fraier care m-a enervat în continuu, vreau să văd această animație. Bun, iar acum eu trebuie să aleg, uite aici, spacebar cum ar veni. Ok, deci eu pot să aflu chestii de la tot felul de ăștia, pot să aflu chestii despre Vulnerable to Mounted Beasts și Fear of Karagors. Pot să nu pot să trag, vedeți? Heavy Attack, deci dă mult damage și Gang Leader, has a group of followers, gen... eu pot să aflu tot felul de chestii despre toți capitanii lor, știți? Uite, pe ăsta l-am interogat. Și l-am și scăpat, că era o înțelegere. Ah, deci trebuie să-l urmăresc acum. Hai, Redbag. You can't trust them. Those slaves are stabby in the back. At least an Uruk will stab you in the front. Most likely the throat. We have similar goals, Ranger. Ranger? See, you want to kill the captain. Kill the captain. Somebody's got to take his place. Of course. Somebody like Redbag. Redbag ăsta vrea să ajungă ceva și mai chiar pe aici. Printre uruci ăștia, iar eu practic îl ajut, iar el mă ajută să-l omor pe Blackhand. Nu știu dacă mă ajută până la capăt, asta nu mai știu. Că n-am ajuns până la capăt, asta e clar. Acum nu merg, eu merge singur. Adică eu stau de chiar curios. Keep Redbag alive. L-am scăpat eu, ce pana mea, băi. Băi, săracule. Deci eu acum trebuie să-l țin pe Redbag în viață. Am, bate-te cu mine, săracule. Ia. Leave the vermin alone. L-am făcut vierme pe ăsta. Hai, mă! Ultimata! Ăla e boss. Nu, lua asta, bossule! Uite, asta merge, dar nu acum. Dă-i ăla. Da, omoară-l odată cât îți ia fițer animația de râs. Ăla-i, mă, bamă, mă. Mi-am luat-o, dar măcar animația a mers. Am că-i bat pe ăștia de gel. Aia cu scuz destul de greu de bătut până nu-mi fac rost de puteri. Easy. Pa, pa, boss. Ce-mi place cum se bate jocul în jocul ăsta. Now, just picture all these corpses as Gorov. Visualize your goals. Dacă-ți dau una, mori. Gorov's been out for Ratbag for years. Hai, bossule. Smug piece of dung he is. We come to blows as far back as Ratbag can remember. Redbag. Still, Ratbag never wins. Suck de șobolan, vrei să te mint? Kicks Ratbag into the Karagor pit. All the others laugh as the Karagor bats Ratbag around like a yarn ball. Oh, that Gorov's gonna pay. Smug piece of dung. He'll pay. Gorov keeps Karagors in pens. The rumor has it he doesn't like to get too close to them. And let me guess, you think I should open those pens? Gorov's always in there, never leaves, ever. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Știu un pitic, Gradberg, ăsta e glumeț așa. Nu știu dacă înțelegeți toți, sper că înțelegeți. Serge și de Gorov without raising the alarm. You kill, I wait. Ok, deci nu trebuie să... Să vedem cum facem cu alarma, cum ar veni. Deci, cred că ăsta trece. Ăla face pipi, frate. Iac.
încă unul, stai. Ok, ok, ok. Ok, bun, nu-i down. No! N-ai văzut nimic, frate. Bun, 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 m-am urcat sus. Păi nu mă vede nimeni. Trebuie să nu alertăm, asta e faza. Cine e ăsta? Hold speed, ok. Search for Goroth. Nu, ăsta e Goroth. Nu? Omoară-l! Nu e el. Sau e, ba da, el era. Goroth will kill you if he catches you napping. Goroth never comes here. He's always by the hunting camp. Ha, mă, Goroth, vreau să trag în alea. Hunting camp. So much for him. A, deci Goroth e la hunting camp. A captain who fears his own beast. Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Goroth to work. But don't take away all the fun. They need to learn to let him. N-ai văzut nimica, lasă, lasă că n-ai văzut nimica. Okay. Close. Now, which one of this filth is Goroth? Uite-l pe Goroth. Ăsta e, mă, l-am găsit. Vulnerable to mounted beast. Fear of Karagors. Deci dacă am dat drumul la un dă, s-a căcat Goroth pe el. E speriat foarte tare de Karagori. Dar unde fugi? De ce fugi în direcția? Fuck you, bitch. Na. Da. O, lemon, papa. Goroth, you're down. L-am bătut și pe ăsta, bun. Bun, deci Redbag a ajuns acum în locul lui Goroth, cum ar veni. Dar să vedeți ce mișto că își pune haine noi pe el. Sau acum doar și-a schimbat ceva, nu știu ce zice. Știu că când ajunge mai sus, devine mai șmecher. Asta doarme, frate. Deci acum Redbag e șeful lor, practic. Cred. I'm gonna get me a trophy. Get lost, scum. We only take orders from Goroth. That's the filthy corpse I need you to carry. Now go, go! Say your fish. Yeah, urechea lui Goroth asta. Be respectful, you dunghill worms. It'll be your ear next time. Ratbag is your captain now. Let's go take a gander. Ce la un gander? Yeah. And when you're done with that, I've got more bodies for you to carry. Oh, ce mari sunt toți ăștia pe lângă săracul Ratbag. Your friend there is about to lose his head. Bine, dar sunt și urez rău. Sincer. Din păcate încă mai trebuie să ne batem. Aba nu, gata. Bun, sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, fraților. Eu am fost Alexian, ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.